Marius Saizu vă prezintă știrile Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. Un tâlhar care a lovit și jefuit o femeie este în libertate. Imaginile cu ele au fost făcute publice în așa fel încât oricine le recunoaște să poată suna la 112. Un primar din județul Mehedinți a fost găsit împușcat. Descoperirea a fost făcută de către cumnatul victimei. Rusia pune ținta pe România. Știm că trimiteți arme Kievului, este declarația purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe de la Moscova. Polițiștii din capitală cer ajutorul cetățenilor. Un tâlhar care a lovit și jefuit o femeie este căutat în momentul acesta. Imaginile cu el au fost făcute publice astfel încât oricine le recunoaște să poată suna la 112. În urma jafului, hoțul s-a ales cu mai multe bunuri de valoare, dar și cu suma de 2000 de lei. Oamenii care îl văd sunt rugați să anunțe de urgență autoritățile. Această femeie se îndrepta spre casă când din senin a fost atacată de un individ. Tocmai vrea să intre în blocul în care locuia când bărbatul a tras cu putere de geantă. Victima, în vârstă de 78 de ani, s-a dezechilibrat, a căzut și s-a lovit cu capul de asfalt. A primit îngrijiri la spital și apoi a stat de vorbă cu polițiștii. Le-a spus că în geantă avea mai multe bunuri de valoare, dar și 2000 de lei. Experții criminaliști spun că cel mai probabil tâlharul a acționat în urma unui pont. De regulă este comisă de cei care au capacitatea fizică de a agresa o altă persoană și, în același timp, ei își caută victime printre cei care nu pot riposta. Persoane mai în vârstă, persoane cu dizabilități, pe ei nu interesează aspectul moral. Nu au nicio apăsare că au luat și ultimii bani ai unui pensionar. Victimele, în cazul unor astfel de infracțiuni, sunt filate atent înainte de comiterea faptei. Se uită la aspect, se uită la calitatea genții, a încălțămintei, a vestimentației persoanei respective. Una este să vezi că cineva trage un cărucior și are 3 roșii, un cartof și 2 morcovi în sacoșa aia. Ce să-i mai găsești omul ăla în buzunar sau în poșetă? Dacă vezi o femeie sau de multe ori și un bărbat mai bine îmbrăcat, eu știu, cu haine de calitate și toate îți transmit un mesaj că omul acela ar putea avea bani asupra lui, atunci devine o potențială victimă. Chiar dacă atacul a fost surprins de camerele de supraveghere, polițiștii nu au reușit să-l identifice încă pe tâlhar. În momentul atacului, bărbatul purta mască de protecție, avea o șapcă neagră cu scris alb, pantaloni negri și încălțăminte sport de culoarea roșie. Orice persoană îl vede trebuie neapărat să sune la 112 sau să meargă la cea mai apropiată secție de poliție și să vorbească acolo cu autoritățile. De la debutul pandemiei, numărul jafurilor comise cu violență a crescut considerabil. Masca de protecție a devenit un instrument din comun în arsenalul hoților. Doar în cursul anului trecut, polițiștii au documentat 2400 de tâlhării. Tânărul de 20 de ani care a agresat o adolescentă într-un lift din sectorul 3 al capitalei a fost arestat preventiv. Va trece următoarele 30 de zile după gratii. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Ai mai încercat să mai violezi pe cineva? Îți pare rău pentru ce ai făcut? Îți pare rău? De ce ai făcut mâna fetei în lift? Individul este recidivist, fusese în arest la domiciliu până luna iunie după o infracțiune similară. În 2020 a agresat sexual tot într-un lift 2 copile. Fetele aveau 11, respectiv 13 ani. Numărul victimelor sale ar putea fi însă mult mai mare, susțin polițiștii în acest moment. Este alertă la Brăila după ce o femeie și un bărbat de 71 de ani au ajuns în comă la spital, infectați de înțepăturile țânțarilor. Ambii sunt purtători ai virusului West Nile. Cum au reacționat autoritățile locale, să vă spun în câteva minute în jurnal. 2 persoane au murit, iar alte 2 au fost transportate la spital cu traumatisme multiple în urma unui accident în localitatea Corbu din județul Constanța. 2 mașini au fost implicate, ciocnindu-se violent. Cadrele medicale au început manevrele de resuscitare pentru un șofer de 66 de ani și pentru pasagerul aflat în dreapta lui. Însă, în ciuda eforturilor depuse, aceștia nu au mai putut fi salvați. A 3-a victimă, care se afla pe bancheta din spate, a suferit un traumatism craniofacial și a fost dus la Spitalul Județean în Constanța. În a 2-a mașină era o singură persoană, o șoferiță, care a scăpat însă cu răni ușoare. Poliția efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs acest cumplit accident. Tragedie cumplită într-o comună din Mehedinți. Fostul primar al localității a fost găsit împușcat în propria casă. Lângă trupul neînsuflețit, anchetatorii au descoperit arma de vânătoare a bărbatului. Surse din anchetă spun că edilul traversa o perioadă de depresie după ce fusese părăsit de soție. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Claudiu Rujoi a fost primarul Comunei Husnicioara timp de 4 ani până în 2016. Avea 2 copii minori, însă recent fusese părăsit de soție. Apropiații susțin că problemele din familie l-ar fi putut determina să-și pună capăt zilelor. Cumnatul său a fost cel care l-a găsit fără suflare în bucătărie. Cred că a căzut în depresie și de 2 zile n-a mai dat la nimeni niciun semn de viață. Tânăr, are 40 de ani, nu realizează acum. Alături de cadavru se afla o armă de vânătoare. Fostul primar s-ar fi împușcat într-un moment de rătăcire. Poliția a deschis imediat o anchetă. Post primar, om de nota 20, păcat el. Din cauza lui nevastă s-a despărțit de nevastă. A mai fost o dată căsătorit, s-a despărțit de primarul, o fetiță. Că asta a ajuns băiețel și asta de prin Iulie a plecat, pe cu altul pe la mare. Trupul nesuflețit al bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală. În urma necropsiei vor fi stabilite cu exactitate cauzele straniului deces. Vremea rea a făcut prăpăd în mai multe zone din țară în această după-amiază. Pe Valea Oltului, mașinile circulă cu dificultate la această oră, iar drumurile sunt potopite de precipitațiile abundente. În Bihor, în Poiana Glăvoi, un camping a fost complet acoperit de apă. Oamenii au fost nevoiți să strângă în grabă lucrurile și să se refugieze în mașini. Și acesta este doar începutul, spun meteorologii. În județele Vâlcea, Gorj și Argeș a fost emis un cod roșu de ploi torențiale valabil până la ora 3 noaptea. În alte 5 județe este în vigoare un cod portocaliu de ploi abundente. Precipitațiile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelii, iar vântul va bate cu putere. Ai grijă că și aici e adâncă. Doctorița abătută în spitalul din Fetești de un pacient a fost externată astăzi. A stat 10 zile internată după ce un tânăr a lovit-o în momentul în care a fost recomandat să meargă la o altă unitate militară pentru o radiografie. Pacientul recalcitrant, dar și mama acestuia au fost atunci reținuți, iar acum se află sub control judiciar. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Pe 25 august, medicul era de gardă la Spitalul Municipal din Fetești, când un bărbat însoțit de mai mulți prieteni și de mama sa s-a prezentat la urgențe. Acum, în ziua externării, femeia povestește drama pe care a trăit-o. În momentul în care încercam să explic care sunt etapele și că va trebui să aștepte medicul care va trebui să-l consulte pe pacient, pacientul care a fost și agresorul a intrat direct peste noi, a împins-o pe mama dânsului și a sărit, s-a năpustit direct asupra mea. Sub ploaia de lovituri, medicul și-a pierdut cunoștința. Au fost în jur de 3 pumni încasați în nas, 2 în gură. Știu că am căzut pe jos sau am fost derâmată. Erau 3 persoane de sex masculin deasupra mea. Plină de sânge, doctorița a fost ajutată de colegi. Unii au sunat la 112, iar alții i-au acordat primul ajutor. Pe holul de la urgență și în cabinetul în care s-a petrecut agresiunea, colegele femei au filmat petele de sânge. Vai de capul nostru! Ce mai e? Vai de noi! Nu, vezi că ți-am dat compresa aia cu apă oxigenată. Doctorița Ioana Costandache a fost dusă cu ambulanță la Constanța și internată în urgență. Femeia a stat 10 zile internată la Spitalul Județean din Constanța. A fost pe secția de orele. Astăzi a fost externată, însă în continuare se resimte după urma șocurilor și bătăii primite. La Fetești, conducerea spitalului a deschis o anchetă internă în urma incidentului. Investigația vizează și pe paznici care n-au intervenit să pună capăt agresiunii. Nici nu ar fi putut le ia apărarea doctorița, pentru că paza e asigurată de femei și de bărbați în vârstă. De vârste variate. Într-adevăr, sunt și multe femei, sunt și bărbați de vârste mai înaintate, plus sau minus. Bătăușul, un tânăr de 27 de ani, a fost reținut împreună cu mama lui. Procurorii l-au plasat pe agresor sub control judiciar timp de 60 de zile. Ambii sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, lovire sau alte violențe asupra unui cadru medical și tulburarea ordinii și liniștii publice. Moscova cere României să admită că livrează arme Ucrainei sub forma unor ajutoare umanitare. Declarația făcută pe un ton imperativ aparține Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. Bucureștiul evită publicitatea legată de aceste subiecte, preferând să le spună românilor și opiniei publice internaționale doar despre sprijinul umanitar acordat Ucrainei. Este clar acum ce înseamnă umanitar. Trimiterea repetată de arme naționaliștilor ucraineni cu care să lupte împotriva propriului popor nu face decât să prelungească conflictul. Poziția României în chestiunea armelor pentru Ucraina a fost formulată în repetate rânduri chiar de către șeful statului. Klaus Johannis a susținut că țara noastră și-a declarat public sprijinul pentru guvernul de la Kiev. Este înțelept să nu dea informații vitale adversarului, a mai spus liderul de la Cotroceni. Între timp, europenii pun piciorul în prag în fața șantajului rusesc cu gaz. Este anunțul Comisiei Europene care vrea astfel să oprească manipularea pieței europene a energiei de către Vladimir Putin. Între timp, experții internaționali care au ajuns la centrala de la Zaporojie spun că pericolul de acolo este unul iminent. Sunt imagini cu inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică în interiorul centralei nucleare de la Zaporojie. Ei trec pe lângă vehiculele militare ale rușilor care s-au campat acolo. Pe camioane se poate vedea litera Z devenită simbol al invaziei ordonate de Putin în Ucraina. Membrii misiunii ONU au vrut să afle cum de-au ajuns proiectilele atât de aproape de reactoare. Explicațiile sunt halucinante. Mai mult, de la Moscova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, amenință voalat Europa. Radiația nu are pașaport, ea nu are nevoie de viză să treacă granițele. Dacă ceva se întâmplă la Zaporojie, nu va fi despre vize, pașapoarte sau granițe, spune purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. Uniunea Europeană a decis să îngreuneze procedura prin care rușii pot obține vize și merg mai departe și vor să plafoneze prețul gazului rusesc pentru a stopa manipularea pieței europene a energiei. Însă europenii spun că sunt deciși să nu cedeze șantajului lui Vladimir Putin. Inzwischen liefert Norwegen mehr Gas nach Europa als Russland. Die USA liefern sehr viel Flüssiggas nach Europa. Aber das alles reicht nicht. Pe front însă, bombardamentele rușilor asupra civililor ucraineni continuă. Așa arată o grădiniță din Sloviansk bombardată de ruși. 4 morți și cel puțin 10 răniți. Peste 100 de copii erau înregistrați la grădinița respectivă. Imagini tulburătoare vin și din Mariupol, unul dintre orașele ocupate de ruși. Ucrainenii spun că rușii toarnă clor peste cadavrele civililor și apoi le acoperă cu beton. Rușii reconstruiesc teatrul din Mariupol, unde peste 600 de civili au fost uciși la începutul invaziei. Este alertă la Brăila după ce o femeie și un bărbat au ajuns în comă la spital infectați de înțepăturile țânțarilor. Ambii sunt purtători ai virusului West Nile. Medicii sunt rezervați însă cu privire la șansele de supraviețuire ale pacienților. Invazia de țânțari din localitățile de pe malul Dunării a determinat reacția autorităților, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întrunit. Cei 2 pacienți internați la Spitalul de Urgență Brăila sunt în comă. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 71 de ani și o femeie de 86 de ani. Este vorba despre 2 pacienți cu meningite acute prin infectare cu virusul West Nile. Momentan se află în secția ATI, intubați cu suport mecanic ventilator, în stare gravă. Mai grav este bărbatul, care este într-o comă profundă, dar tot într-o comă ușor mai superficială se află și femeia. Autoritățile medicale sunt deja în alertă, iar la centrul de transfuzii personalul se pregătește pentru ce e mai rău. Firmele de specialitate au început dezinsecția în oraș. Este vorba de înțepături de țânțar. Nu există o legătură epidemiologică între cele 2 cazuri. Acum, după confirmarea de ieri, se continuă ancheta epidemiologică. S-au transmis adrese autorităților locale, identificarea posibilor băltiri, toaletarea vegetațiilor, asanarea băltirilor. Angajații de la prefectură și cei de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență din Brăila evaluează gravitatea situației. La această oră, domnul prefect este plecat cu domnul colonel Ion Cristian, șeful de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în Comuna Agropeni, pentru a vedea exact situația de la fața locului. Dimineață s-a luat legătura și cu domnul primar al municipiului Brăila, Viorel Dragomir. Măsurile sunt cele dispuse de către Direcția de Sănătate Publică în vederea identificării zonelor unde ar putea să existe acest țânțar aducător de boală. Comunitatea medicală din Brăila este îngrijorată. Este prima oară când văd forme atât de severe ale infecției cu West Nile. Până acum pacienții se recuperau după câteva zile de spitalizare. Statul vrea să ne învețe să stingem becul. Deși guvernul a anunțat că prețul energiei va fi plafonat timp de încă un an, executivul scade pragul de consum până la care acordă aceste compensări. În plus, ca să facă rost de bani pentru a plăti subvenționarea kilovatului, guvernanții instituie o taxă de solidaritate care va fi plătită de companiile din energie. Criza energetică și recomandările Uniunii Europene de reducere a consumului de energie sunt argumentele care au fundamentat cea mai nouă ordonanță de urgență a guvernului. Statul își asumă în continuare compensarea facturilor la gaz și curent electric, însă reduce cu 15% plafonul de compensare. Nu facem altceva decât să consolidăm și să extindem măsurile de protecție a populației și economiei de creșterile la prețul energiei și gazelor naturale. Concret, prețul unui kilowatt rămâne plafonat la 68 de bani, însă doar în cazul celor care consumă lunar până la 100 de kilowatți. Cei care consumă până la 300 de kilowatți beneficiază de un preț de 80 de bani pe kilowatt doar pentru primii 255 de kilowatți. Este o scădere de la 300 la 255, este o aplicare a ceea ce s-a hotărât practic la Bruxelles voluntară în momentul de față. Este o încercare de aplicare în momentul de față. Trebuie să știți că în plafonul 0,255 intre 7.200.000 de români, în plafonul 0,300 intre 7.600.000 de români, deci vorbim de 98% din cei care se încadrau. Practic, cine vrea să plătească puțin trebuie să facă economie. Și IMM-urile vor avea compensat doar 85% din consum, pentru care vor plăti 1 leu pe kilowatt. Nu este și cazul instituțiilor sociale. Spitalele, fie că sunt publice, fie că sunt private, educația, fie că este publică, fie că este privată, furnizorii de servicii sociale, fie că sunt publici, fie că sunt privați, 1 leu pe kilowatt pentru întreaga cantitate de energie electrică consumată. În cazul gazelor naturale, plafoanele rămân aceleași, 31 de bani pe kilowatt pentru clienții casnici și 37 de bani pe kilowatt pentru companiile cu un consum de maximum 50.000 de megawatți realizat în anul 2021. Noua ordonanță caută să pună capăt speculei din domeniul energiei. Traderii care sunt prinși că majorează artificial prețul vor fi amendați cu 5% din cifra de afaceri. Pentru companii din domeniu se instituie și o taxă de solidaritate. O contribuție care va fi achitată de producătorii de energie electrică, de agregatorii de energie electrică și gaz, de furnizorii care au și activitatea de trading, pentru activitatea respectivă de trading, dar și pentru traderi. Fondul respectiv va asigura plata cu celeritate a deconturilor facturilor de către Ministerul Energiei și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Cu banii companiilor care înregistrează un profit de peste 2%, statul va încerca să acopere subvenționarea prețului energiei, adică aproximativ 1 miliard de lei în fiecare lună. Un sergent major care lucra într-o unitate din Timișoara a fost prins în timp ce transporta cu mașina personală 4 transfugi pe un drum județean spre oraș. Militarul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Colegul meu, Ovidiu Vărădeanu, vine cu mai multe amănunte despre acest subiect. Ovidiu, bună seara! Cum s-a întâmplat totul? Bun găsit, totul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, atunci când militarul i-a preluat pe migranți imediat ce aceștia au trecut ilegal frontiera dintre Serbia și România în apropiere de Jimbolia. Vorbim de 4 transfugi de naționalitate indiană. A mers cu ei în mașină aproape 40 de kilometri, ocolind drumurile naționale din zonă. A fost oprit de poliție însă lângă Bile, de o comună din apropiere de Timișoara. A fost imediat reținut și dus la audieri. Întrucât bărbatul este cadru în armată, cazul a fost preluat de parchetul militar. Migranții au fost audiați de polițiștii de frontieră și au mărturisit că ei, de fapt, sunt al doilea grup de 4 transportat de sergentul major. În urma audierilor, procurorii militari au decis reținerea suspectului pe 24 de ore, iar magistrații Curții Militare de Apel au emis un mandat de arestare preventivă pe 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți. Polițiștii de frontieră încearcă acum să identifice și pe complicii sergentului major, întrucât, spun ei, acesta face parte cu siguranță dintr-o rețea de trafic de migranți. Atât deocamdată de aici. La revedere! În 2022, elevii din sute de școli din întreaga țară urmează să învețe în aceleași condiții pe care le-au avut chiar și bunicilor. Se întâmplă în special în mediul rural, acolo unde în unitățile de învățământ din satele izolate, investițiile au fost aproape zero. La aceste școli, elevii încă trebuie să meargă la toaletă în fundul curții, în încăperi care stau să cadă pe ei. În județul Botoșani, spre exemplu, 150 de unități de învățământ vor sta închise în acest an pentru că nu au autorizație sanitară. În zeci de școli din județul Botoșani, condițiile sanitare ale copiilor, dar și ale profesorilor sunt exact ca în evul mediu. Cu începutul anului școlar, care bate la ușă, autoritățile locale din comunele sărace ale județului nu au fost în stare decât să zugrăvească WC-ul din fundul curții, în speranța că lipsa unui grup sanitar corespunzător nu va mai bate la ochi. Asta nici măcar nu se deschide. E bătută cu tot un cuie. Să vedem aici, poate avem mai mult succes. Văd că mânerul ăsta e și sărit cu totul. Și uite aici, vin copilașii săraci iarna. La doar câțiva kilometri departare de această școală, în satul Cizmănești, 23 de copii de 5 ani vor începe noul an de grădiniță cu aceeași toaletă pe care au folosit-o și bunicilor. Nu știu cum ajunge un copil de grădiniță să deschidă ușa. Și uitați cum arată toalete turcești. Îndată o să se facă frig, nu știu cum vin copiii săraci pe toaletă. Vin și la fete. Se pare că rămânem și cu ușa în mână un pic, dacă tragem de ea. În această toaletă, chiuveta este numai de decor. Nu avem robinet, nu avem scurgere și, evident, nu avem nici apă. Cine vrea să se spele pe mâini aici, trebuie să-și aducă un lighean, eventual și o sticlă de apă, iar aici ne aflăm în toaleta profesorilor, pentru că în cele ale copiilor nu există nici măcar aceste condiții. Bătrânii din comună, că cei formează populația majoritară de aici, își amintesc cum, pe vremea când erau școlari, condițiile sanitare erau întocmai ca cele de azi. Deci spuneți că dumneavoastră când erați, erau tot aceleași toalete, erau tot aceleași condiții. Dar ducea la toaletă, cine avea baie, cine avea atunci. Da, dar mă refer că nu s-a mai construit nimic nou de când... Au trecut atâția zeci de ani și... Înseamnă că acum toaleta e tot ca atunci. Tot ca noi, tot ca noi. Ia că eu am 60 de ani, tot toaleta așa era afară, da. Primarul are și explicații pentru condițiile pe care elevii vor trebui să le suporte, lipsa fondurilor. Pentru celelalte școli n-am avut prinși bani în buget, nici nu mi s-au alocat, pentru că am vorbit cu doamna director, școala se va închide și la Cișmănești. Din lipsă, exact cum am spus, din lipsă de copii. Probleme, poate și mai grave, găsim în școlile din satele de munte ale Vrancei. În comuna Spulber, elevii învață într-o casă de chirpici cu pridvor, cu geamuri sparte acoperite cu carton și încălzită cu lemne, iar toaleta din curte este construită în totalitate din scânduri de lemn. O școală provizorie, spune edilul. Cu toate acestea, va mai dura cel puțin 2 ani până când va fi construită în comună o nouă unitate de învățământ cu toate dotările necesare. Un obiectiv care are 2 săli de clasă pentru a asigura elevii de la satul Păvălari prezența la școală. Potrivit statisticilor Direcției de Sănătate Publică Vrancea, din toate cele 441 de unități de învățământ, doar 200 dintre ele au autorizație sanitară de funcționare. Școlile care nu au autorizație sanitară de funcționare nu au prezentat dosarul pentru autorizarea școlii. În condițiile în care aceste dosare vor fi aduse, vor primi autorizație sanitară de funcționare dacă respectă normele din legislația prezentă. Multe dintre unitățile de învățământ din județ riscă să se închidă din cauza numărului mic de elevi care frecventează școala. Statisticile arată că doar înaintea pandemiei, numai puțin de 363 de elevi din Vrancea au abandonat școala din motive financiare sau familiale. Fostul președinte al Argentinei, Cristina Kirchner, a fost ținta unui asasinat. Un bărbat a îndreptat un pistol spre aceasta chiar când cobora din mașină. Momentul a fost filmat. Ce s-a întâmplat cu presupusul asasin vă spun în câteva minute în jurnal. Peste 100 de avioane de luptă, dar și de agrement au survolat cerul capitalei în partea de nord. A fost doar o parte, însă, a antrenamentului pentru marele show aviatic care va avea loc duminică. Asta pentru că vremea a amânat spectacolul cu o zi. BIAS 2022 înseamnă elita piloților din toată lumea. A fost repetiție generală pe pista aeroportului Băneasa. În ciuda vântului care îngreuna repetițiile, avioane de mici și mari dimensiuni au zburat și au făcut spectacol în pregătirea pentru ziua de duminică, când va avea loc show-ul aviatic internațional de la București. Pentru anul acesta am pregătit o evoluție în formație cu aeronavele F-16 ale forțelor aeriene române, urmate de o evoluție solo, în care vom demonstra capacitățile acestei aeronave, construită pentru transport pasageri, dar la fel de agilă și abilă și în evoluții solo. Se anunță așadar o paradă cum nu a mai fost, iar organizatorii promit un show de neuitat și multe surprize. Va fi un program continuu de la 10 dimineața până la 8 seara. Avem foarte multe evoluții, de la aeronave foarte mici până la aeronave foarte mari, care vor face acrobație, vor desena cu fum pe cer sau vom avea efecte pirotehnice pe sol. La paradă va zbura și un Boeing 737 al companiei Tarom, dar și multe aeronave de vânătoare. Organizatorii promit că vizitatorii vor putea admira peste 100 de avioane, civile și militare. Chiar în aceste momente se pregătește să decoleze avionul militar IAR-99 Șoim. Este însă doar un zbor de antrenament, pentru că parada va putea fi admirată duminică la show-ul aviatic. La show-ul aviatic vor fi prezenți și piloți străini. Astăzi aceștia au ținut în brațe câini destinați adopției, iar unul dintre ei a vrut să recite și o poezie românească. Cățălușcu parogreț, fură rață din coteț, iașe jurec, nouă fure și-l împrinț tu curați gure. Atracția zilei a fost un avion Eurofighter Typhoon. Repetiția au fost prezenți și mai mulți copii a unui centru de plasament din Sibiu. Spune-mi dacă ai mai văzut avioane atât de aproape. N-am mai văzut deloc. Și cum ți se pare? Ok. Care ți-a plăcut cel mai mult până acum? Asta primul care a venit acum. Șoimul? Da. Nu am văzut așa ceva până acum. Cum ți se pare? Frumos. Ceva frumos. Nu găsești așa pe oriunde. Organizatorii se așteaptă ca anul acesta să fie prezenți peste 100.000 de spectatori. Aceștia pot merge și mâine la Bias să vadă expoziția de avioane, iar dacă vremea va permite, pot vedea chiar și câteva parade. În doar un an, România a pierdut un județ. Numărul locuitorilor a scăzut în 2022 cu 160.000. De această dată, fenomenul nu a apărut din cauza migrației, ci din cauza că au fost înregistrate mai multe decese decât nașteri. Vina pentru îmbătrânirea populației o poartă statul, spun sociologii. Populația României este de puțin peste 19 milioane de oameni. Institutul Național de Statistică a observat o scădere dramatică în ultimul an. Populația la începutul anului 2022 era cu 163.000 mai mică decât populația rezidentă, despre ea e vorba, decât la începutul anului 2021. Ceea ce s-a schimbat pentru ultima perioadă este cauza acestei scăderi. Dacă imediat după 2007 cauza principală o reprezenta migrația externă, în ultimii 2-3 ani cauza principală a scăderii de populație reprezintă scăderea determinată de sporul natural negativ, respectiv mai multe morți, multe decese decât nașteri. S-a ajuns în acest punct pentru că statul nu încurajează deloc cuplurile să facă copii, spun psihologii. Familiile nu mai fac copii pentru simplu motiv, atât de mulți ca înainte, pentru simplu motiv că modelul cultural este altul. Nu mai vorbim de familiile care au nevoie de foarte mulți copii pentru a supraviețui, da, din muncă în gospodărie și așa mai departe, ci vorbim de familii care sunt taxate foarte mult pe dezvoltarea profesională academică individuală. În România, o femeie care rămâne gravidă iese din circuit și trebuie să pună cariera pe locul 2. De teamă că vor fi excluse, femeile preferă să nu mai facă copii. Statul român ar putea să ia exemplu de la celelalte țări din Europa și să ajute viitoarele mame. Dacă ne uităm la sistemul vestic și mai ales la sistemul francez, singura țară care are creștere demografică la nivelul Uniunii Europene, vedem că dezvoltarea lor demografică s-a axat în primul rând pe sistemul de creșe. Dacă ne uităm din nou în sistemul occidental, vedem spre exemplu că că dumneavoastră, în compania în care lucrați, dacă rămâneți însărcinată și aveți un copil, undeva la parter există o creșă unde să vă lăsați copilul, dumneavoastră să vă faceți treaba, însă oricând să puteți să vă duceți timp de 5 minute, să vedeți ce face copilul, să vă jucați cu el și să vă întoarceți. Și în acest fel se asigură și educația copilului, și îngrijirea lui, și dezvoltarea profesională a femeii. Anul trecut în România s-au născut cei mai puțini copii din ultima 100 de ani, sub 180.000. În schimb, tot în 2021 a fost registrat un record istoric negativ. 300.000 de români au murit. Deși au muncit o vară întreagă, țăranii ajung să-și vândă legumele chiar și cu 1 leu. Însă nu de puține ori, marfa lor ajunge pe mâna celor care o comercializează și la preț dublu în piețe. Iar asta nu este tot. În mijlocul unei localități din apropiere de București, zilnic se strâng așa ziși producători locali care cumpără de la porțile oamenilor și vând mai departe în piețe. La o distanță de doar 42 de kilometri de capitală, comuna Lungulețu și-a câștigat notorietatea prin producțiile de cartofi și varză. La târgul Angro din Lungulețu, în fiecare zi este forfotă mare. Comercianții vin de la prima oră cu remorcile și tractoarele pline. Deși toți spun că sunt producători locali, se pare că unii nu prea știu ce vând. Eu nu sunt cu capul, nu știu cu asta. Dar cu ce sunt? Eu am mers pe oca. Nu ne întrebați pe noi, doamnă. Nu? De multe ori, cei care vin la producătorii din comuna Lungulețu cumpără cantități foarte mari din producția lor. Mai apoi, aceștia vând marfa la tarabele din piețe la suprapreț, pretinzând că sunt producători locali. Pe unii comercianți din târg însă nu interesează atât de mult samsarii care le vând marfa mai scump. Aceștia sunt mulțumiți că își pot vinde produsele și așa. Noi negociem aici. Avem cu 5 lei, cu 6 lei kilogramul, depinde de cantitate. Dar nu vă simțiți prost totuși când auziți că dumneavoastră ați muncit până la urmă? Știți ce este? Că eu o duc și la piață și știți care e acolo? Că și acolo sunt niște costuri. Este acolo niște cheltuieli, că de asta zic samsari, că și ăia care fac acolo sau au și firme, au cheltuieli. Târguiala din piață se mută rapid și în fața porților. Cum te înțelegi cu clientul? Deci dacă îi cer 2 lei, 2 lei îmi dă, dacă nu îmi dă, pleacă. Pe câtă benzina în care de aici să fac marfa asta, eu știu. Știți cum e agricultura? E exact ca la lozâmprii. Ori pierzi, ori câștigi. Doamna Ioana își vinde de 20 de ani varza, cartofii și ouăle. Un kilogram de cartofi îl dă cu 2 lei, însă știe că marfa pe care o comercializează ajunge să fie vândută și la preț dublu. Ouă nu, dar varză, cartofi, da. Vin intermediari de ăștia, nu știi? Asta e lumea. Când e sezonul, da, vin și ea, cu mașinile. În rest, nu prea. Și cam cât iau așa? Nu. De ce să spun eu? Nu mă... Păi cred că ia mai mult dublu. Dar fi dublu. Ia mai mult, pentru că le convine. Ce să facem dacă nimeni nu face nimic? Mihaela muncește luni întregi pentru a-și putea vinde marfa. Pentru a nu rămâne cu ea pe masă, aceasta recunoaște că ajunge să scadă foarte mult din preț și nu-i convine când aude cum alții o vând mai departe la suprapreț. Ne simțim rău, vă dați seama. Nu mă simt bine. E mâinile mele muncite, nu ale lor. Mai ales bisnițarii ăștia e jalnici. Mai și spun, a, că e scump, a, că nu știu ce, cu atât nu dai. Bine, că mai este și este târg aici. E târgul care, da, de vin bisnițarii de ea de aici, duce acolo. Dacă la Lungulețu un kilogram de cartofi este vândut cu 2 lei, în piețele din București acesta ajunge la 4 sau 5 lei. Bucurie mare în Târgu Mureș. La grădina zoologică din oraș au sosit 2 girafe. Sunt singurele astfel de animale din țară. Aduse tocmai din Suedia, uriașele mamifere au devenit imediat favoritele vizitatorilor. Pumpkin și Kamala sunt cele 2 girafe care au intrat în custodia grădinii zoologice din Târgu Mureș. S-au acomodat rapid cu noua lor casă. Foarte mult le-am așteptat, că întreba și vizitatorii foarte mult de ele. Sunt două exemplare tinere, în condiție fizică foarte bună, putem să ne apropiem de ei. Asta e un lucru foarte important pentru supravegherea sănătății lor. Vizitatorii au fost extrem de încântați de noi locatari de la zoo. Este interesantă pentru copii, mai ales care cât o la lung și pentru ei li se pare ceva că e imensă. Foarte frumoase, mai interesant de pentru copii. Se pare că în curând o să mai primim femele. Ce o să mai facem un spațiu pentru jirafe, o să primim și mascule. Grădina zoologică din Târgu Mureș era singura astfel de instituție din țară care găzduia girafe. Din păcate însă, anul trecut, Gina, o girafă adusă de la Roma în 2015, a murit. De două ori președinte al Argentinei și actual vicepreședinte al țării, Cristina Kirchner, a fost ținta unui asasinat. Un bărbat înarmat cu un pistol și-a căruit drum prin mulțime și a îndreptat arma spre capul acesteia. Glonțul nu a plecat însă de pe țeavă. Poliția l-a arestat imediat pe atentator. În cadrul anchetei care a urmat, oamenii legii au descoperit că acesta este un cetățean brazilian, însă nu și motivele pentru care a vrut să o împuște. Întregul incident a fost filmat. Pe imagini se vede cum atacatorul se apropie de fostul președinte argentinian, imediat ce femeia coboară din mașina care o adusese acasă. Era înconjurată de o mulțime de oameni veniți să o salute după ce lansase o carte în care a scris despre cele două mandate pe care le-a deținut în fruntea Argentinei, între 2007 și 2015. Tocmai în acel moment, individul îndreaptă un pistol spre capul Cristinei Kirchner și apasă pe trăgaci. Arma nu s-a descărcat. Ulterior, poliția a descoperit în încărcător 5 cartușe. Au urmat momente de panică, însă Cristina Kirchner a fost extrasă în siguranță din mulțime. Atacatorul a fost reținut imediat. Este vorba de un bărbat de 35 de ani, cetățean brazilian. Deocamdată nu este clar motivul pentru care a comis acest gest. Evenimentul a șocat întreaga națiune. Președintele în funcție al țării s-a adresat națiunii. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. O anchetă a poliției este în plină desfășurare. Până la rezolvarea cazului, șeful statului a decretat o zi de sărbare națională. He dispuesto declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta. Climatul economic și politic din Argentina cunoaște o deteriorare accentuată în ultimii ani. Inflația galopantă a dus la o scădere accentuată a nivelului de trai al populației. 40% din argentinieni trăiesc sub pragul sărăciei. Două cutremure au zguduit Liechtenstein. Parlamentul Micii Națiuni Europene era reunit în plen și dezbătea posibilitatea introducerii unei asigurări obligatorii în caz de seism. Momentul a fost filmat de sistemele de supraveghere din clădire. Für mich in diesem Zusammenhang dann auch die Frage, Sesiunea parlamentară a fost întreruptă, iar aleșii au fost evacuați de urgență. Nu au fost victime și nici pagube materiale. Cel mai puternic dintre seisme a avut o magnitudine de 4,1 pe Richter. Auch die Frage. Hackerii au dat peste cap traficul din Moscova, un oraș în care locuiesc peste 11 milioane de oameni. Mașinile unei companii de taximetrie au fost chemate la aceeași adresă. Care a fost rezultatul? O arătăm după o scurtă pauză de publicitate. Revenim în 3 minute. Hackerii au dat peste cap traficul din Moscova, un oraș în care locuiesc peste 11 milioane de oameni. Aceștia au plasat un număr uriaș de comenzi către o companie de taximetrie. Toate mașinile au fost chemate la aceeași adresă într-o zonă tradițional aglomerată a metropolei. Rezultatul a fost catastrofal. Cozile interminabile de mașini au fost filmate de martori și au ajuns rapid pe internet. Aproape 2 ore nu s-a putut circula din cauza blocajului creat. Compania a reușit să rezolve breșa de securitate care a permis atacul cibernetic și a dat asigurări că pe viitor un astfel de incident nu va mai fi posibil. De la sport trecem la meteo, bineînțeles. Colega mea, Georgia Pietreanu, este alături de mine în studio și ne dă mai multe amănunte. Bună seara, Georgia! Bună seara, Marius! Bun găsit tuturor! În județele Vâlcea, Gorj și Argeș este cod roșu de ploi abundente. Până în această noapte la ora 3 se vor strânge cantități importante de apă. Vorbim de 70-90 de litri pe metru pătrat, izolat peste 100 de litri pe metru pătrat. Vreme instabilă și ploi abundente vor fi și în Oltenia, Transilvania, local în Maramureș, în Muntenia și în Dobrogea. Pentru aceste zone, meteorologii au emis cod portocaliu valabil până mâine dimineață la 10. Aversele torențiale vor lăsa în urmă 40-60 de litri pe metru pătrat, izolat în Oltenia peste 70-80 de litri pe metru pătrat. Iar în sud-est, pe lângă averse, vor fi și descărcări electrice, vijelii și vânt puternic. Mergem acum mai departe. Vă spuneam mai devreme că va ploua abundent în România după o perioadă în care vremea a fost caniculară și meteorologii au emis atenționări după atenționări. Am avut val de căldură după val de căldură. Ei bine, a venit și rândul ploilor. Mâine vremea va fi rece. În sud-est, în est, local în centru și în zonele montane și submontane vor fi averse, iar în Dobrogea și în estul Munteniei, pe lângă averse, vor fi și descărcări electrice. Să știți că și vântul o să fie activ, pe litoral o să bată la rafală cu peste 55-60 de km pe oră. Temperaturile maxime mâine se vor situa între 16 și 25 de grade. Nici capitala nu face excepție, ar fi bine să nu vă uitați jacheta și umbrela acasă, spun asta pentru că vremea va fi rece, închisă și va ploa slab. Maxima mâine va urca până spre 20 de grade. De duminică se încălzește, dar de dimineață va fi răcoare, iată vor fi în jur de 23 de grade. Luni continuă să se încălzească ușor, vor fi cam 24 de grade la amiază. Vremea va fi frumoasă și nu sunt anunțate ploi, așa că vă puteți lăsa umbrela acasă. Mergem mai departe la munte, va fi mai rece decât ar trebui pentru început de septembrie. Soarele nu o să-și facă apariția, va fi mai mult acoperit de nori și apar averse, mai ales în timpul zilei. Să vedem și ce temperaturi maxime vor fi mâine, iar la Predeal în jur de 11 grade, 12 la Sinaia și 13 grade la Stâna de Vale. Pe litoral vremea se menține instabilă, în special ziua vor fi averse cu tunete și fulgere. Prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 20-40 de litri pe metru pătrat, iar vântul o să bată la rafală cu 55-65 de km pe oră, apoi ușor, ușor își va pierde din putere. Maximele se vor situa între 20 și 22 de grade. Să știți că și în weekend vremea rămâne schimbătoare cu ploi și vânt puternic. Abia de duminică începe să-și mai revină, dar rămâne răcoare. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Vă aștept cu detaliile pe larg după Focus Sport. Marius. George, îți mulțumim foarte mult. Doamnelor, domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul Focus, primatv.ro. De la 19:30 începe un nou episod din Aventurile Trăsniților, iar de la ora 20 Prima TV o prezintă pe Maia Morgenstern în drama Orient Express. Să aveți o seară și o noapte, bineînțeles, așa cum vă doriți.